De roaster. Este pregătită să-ți expună în câteva cuvinte lucrurile ce s-au întâmplat în astea 30 de zile sau cât ai lipsit, că nu cât ai lipsit? Foarte multe zile. 30 de zile. O viață. Mai mult de 30. O să începem cu Ramona și Rizea, ei pregătiți pentru a-ți da. V-ați făcut teme informativă pentru mine? Bineînțeles, pentru că de când ai plecat a început să se muncească la emisiunea asta. Mă, lasă-mă, nu zic am mai emoții. Ai eu putea nu. Și tu să faci aceeași lucru. Ce vreau să zic? Fiți pregătiți pentru... nu știu cum o să ia roastul. Fiți pregătiți pentru orice reacție, da? Adică nu vă... Eu s-a antrenat, pregătiți de bătaie în cazul în care e nevoie. Știu bătaie că am mai luat. Am înțeles. Rizea și Ramona într-o dare de seamă la Neața. Ia fi atent. Noi nu am venit neapărat să facem un roast pentru tine, ci să-i părâm pe colegii noștri care au încercat în fiecare zi să-ți ia locul prin diverse metode. Exclus. Începem cu Bucălaie, care a făcut abuz de cămașa ta piersicuță. Oh. A rămas doar gulerul de ea. Aveai niște crampoane lăsate aici, sau cum se numesc alea de fotbal. S-au apucat de fotbal, poate nu știi. Mă rog, s-au încercat, că s-au lăsat după 2 săptămâni. Și-au venit certați. Au încercat să facă diverse sporturi, așa cum faci și tu, să-și crească musculatura. Iată-i cum arată amândoi. Mental mai mult. Au dat ea mașini sacourile tale. Ca să pară puțin câștigători, ți-au luat și cupele din cabină și au pus câte una la ei în vitrina acasă. Să nu mai zic de Ristei, care îți folosește în fiecare dimineață crema pentru ochi. Din păcate, nu arată nimeni ca tine. Și chiar dacă în fiecare dimineață încearcă fiecare din ei, cei trei, ca să nu-l băgăm și pe Rizea, oricât ar încerca, nu ajung să aibă calmitatea și liniștea ta pe care mi-o dai în fiecare dimineață. Aoleu, unde? Da. Ea e adult așa, nu fi... Da, da, nu și vreau să spun că mi-a fost extrem de dor de tine, chiar cel mai dor, și fiecare zi am spus orice tare la televizor acest lucru. Da. Am exprimat atât pe Instagram cât și la televizor. Mamă, ce minte! Ce s-a întâmplat? M-am înecat cu un cuvânt în gândul. Mamă, ce minte! Și eu de la ceapă, cred că am ard un pic stomacul. Și pentru că s-au terminat sacourile pe care le aveai tu, au început să intre în ale mele, poftim la cuza. Mai avem 3 minute, hai, ne grăbim un pic mai sportiv. Dani, cu multă dragoste zic că în lipsa ta, micul dejun a rămas nemâncat. Dar și tigăile din bucătărie au rămas nelovite. Și capetele Dani, colegilor de asemenea. Exact. Dani, în lipsa ta, până și Tan cu Ristei s-au apucat de fotbal. De zici că jucăm cu gașca de la Ana Aslan. Dani, în lipsa ta, nici pescuitul nu a fost cum era odată. Te plictiseală că nu prindeam nimic. Am vrut să mă apuc de off-road cu barca. Dani, să știi că în lipsa ta am urmărit Instagram-ul și încă nu mi-ai dat follow. Așa e, susțin. Apropo, vezi că miercuri de la 21:30 avem fotbal. Te pupăm și te iubim. Mulțumesc. E mulțumim, suficient să mergi doar tu și să-i lăsăm pe cei tineri, că nu. Da, hai să schimbăm. Și-a vorba bani de la ei. N-am auzit asta până acum niciodată. Ce s-a întâmplat, prieteni? Nu mi se tot opresc cuvinte în gât așa. N-am auzit asta până acum într-o lună de zile. Acum, când a venit, a început să zică. Haideți. Nu mi-a fost dor de mine. Radu Bucălai. Dani, ne bucurăm că te-ai întors. E prima dată când îl văd pe Răzvan fericit că te vede. Să știi că în lipsa ta s-au întâmplat foarte multe. Ristei a fost nevoit să vină de la ora 8 și a descoperit că dimineața e întuneric complet. Când au aflat că tu nu ești, mulți invitați au zis: da, normal că venim. În luna asta Cuza a evoluat foarte mult. A folosit 170 de cuvinte cumulate. Emisiunea a ajuns să aibă 3 ore în loc de 4, că nu mai era nimeni să vorbească mult și rar. În perioada asta cât ai lipsit, a fost foarte aproape să-l stricăm de tot pe Răzvan. Dacă mai lipseai puțin, se apuca de live-uri pe TikTok. Gheghe. Cât ai fost plecat, magicianul Robert Tudor ne-a dezvăluit că din cauza ta numai el ai umor, căci că tu l-ai obișnuit să dea palme. Mamă! Colegilor! Dar numai colegilor! Haideți, vă rog! Nu se putea să lipsească și o glumă cu faptul că ești scund.
Dani e atât de mic încât mașina lui de curs are și telecomandă. În lipsa ta, pe Instagram, mii de oameni ne-au întrebat, mă rog, mii de oameni, câteva sute de oameni ne-au scris, mă rog, pe Instagram ne-a scris Gabriela, dacă știm ceva de tine. Dar fanii tăi adevărați chiar au fost foarte îngrijorați și ne-au scris pe adresa redacției, ne-au trimis scrisori. De exemplu, doamna Cornelia din Cara Severin ne întreabă: oare unde a plecat Răzvan? Ion Biruitoru din sectorul 3: cred că l-am văzut pe Dani la el la restaurant, servea la mese ca să nu mai plătească ospătarii. Doamna Tanța din Craiova ne scrie: de ce a plecat? De ce, doamne, era așa tânăr? Și acum acum o să vă arăt și perspectiva lui Dani, ce a găsit el în dimineața asta când s-a întors la platou. O mașină parcată pe dos a Ramonei, hainele aruncate pe jos ale lui Cuza. Am deschis ușa destul de ușor și am auzit râsete pe coridor. Bucălaie și ristei. Îmi făceam mii de griji pentru el, pentru colegul meu Răzvanel. Ei se distrau sus în cabina mea, cu Răzvan al meu pe canapeaua mea. Mi-a și vândut restaurantul pentru prezentator cum ești tu. Dar în lipsa mea tu ai continuat emisiunea. Mi-a și vândut restaurantul pentru prezentator cum ești tu. Dar în lipsa mea tu ai continuat emisiunea. Și nu o să mai fie la fel, pur și simplu. Bravo! Mulțumim tare mult, Radu Bucălaie! Rosterul nostru de azi a avut două zile consecutive bune. Asta înseamnă că va fi obosit până în iunie. După pauză, Cuza și persoana subsemnatul mare moment de rost. Ești inspirațional, tipule. Hai să luăm o scurtă pauză. Bravo, mă! Astea sunt ceva momente live din platoul de la Neața. În seara asta e o întâmplare muzicală pe scena Sălii Palatului și o să vă facem invitațiile. Dar se întâmplă live și Vlăduț deja e emoționat. Nu știam exact ce o să se cânte, care dintre piesele celebre ale autorului vor fi interpretate la Neața. Ai văzut, Vlăduț? Ce vorbiră mieri, asta s-a întâmplat în platou. Apropo de lucruri întâmplate în platou, într-o lună de zile cât a fost plecat, am strâns diverse expuse într-un soi de roast sau, mă rog, un moment de aducere aminte. Cuza are emoții, nu știu dacă de la sacou sau de la freza pe care o încearcă dimineața bine. Asta. Mi-a părut bine. Are câteva vorbe ca o dare de seamă, da? Lucruri ce s-au întâmplat. Grăbește-te și fii, uite-te la mine dacă nu, dacă simți e posibil că te taie să cu privirea. Ultima dată când mă văd, oameni, sunt multe, 70 da. De pagine. E posibil să fie pentru ultima dată când mă vedeți aici la emisiune, așa că profit de ocazie și, bravo. Și vă mulțumesc mult de tot. Iată. Dragă Dani, în sfârșit te-ai întors. O super bucurie pentru noi. Văd. Se vede că iubești mult emisiunea asta, pentru că ai venit fix cu o zi înainte de weekend. Perfect. Cât timp Dani a fost plecat, mie mi-a fost bine, am venit mai des, asta înseamnă că mi-a crescut și salariul. Și să fiu așa în ton cu piesele pe care le mai dă el în emisiune. Pleacă Dani, vine Vani. Vorbim serios acum, mă bucur că s-a întors Dani, pentru că în sfârșit putem să trecem de la glume de bibliotecar la manele în trend pe TikTok. Asta e. S-ar putea să fie ultima dată. Răzvan a fost foarte fericit cât timp ai stat plecat, pentru că în sfârșit a apărut deștept pe lângă cineva. E clar că el a făcut cele mai deștepte glume pentru, de pe platou. Se și vede că i-au prins bine anii în care a făcut temele cu copiii. Noi nu ne mai aduceam aminte informațiile alea. Bine, pe lângă Florin e și ușor să par deștept, că la cât râde ristei zici că e crescut de doamnele de la viața în public. Aprins. Ce prost ești! Ramona e la fel. E la fel. Vorbește doar de foștii ei și de trecutul meu. Oricum, dacă mai lipseai o săptămână, te trecea și pe tine la foști. S-au schimbat lucrurile de când ai plecat. Să știi că Ramona a progresat. E inspirație pentru multe femei.
prietenele ei îi cer sfaturi despre cum să se înțeleagă mai bine cu iubiții, au și mare încredere în ea pentru că majoritatea iubiților lor sunt foștii ei. Adică le-ai luat vreo prietenă, nu ți-am? Nu e vorba de mine. În rest, ce să zic, Bucălaie face glume la fel de bune cum ești tu înalt. Puțină lume știe că Dani a vrut să cânte la acordeon când era mic. Am aflat acum cât timp a fost plecat. Noroc că nu l-au lăsat părinții, altfel se bătea cu Mihăiță Piticu pe numele de scenă. Mi-a părut bine. Eu nu zic că e scund, dar am văzut pe filmare la aeroport, atunci când și-a luat copilul de 2 ani în brațe, copilul încă avea picioarele pe pământ. E și singurul client care atunci când merge să ia mici de la cocoșatul, omul ăla nu trebuie să ridice privirea. Am auzit că Dani, când a cumpărat scaunul de mașină pentru copil, l-a aprobat el, a întins mâinile și picioarele și a zis, până la 4 ani îi ajunge. Ce rău, bă. Am stat și te-am urmărit pe Instagram foarte mult perioada asta pentru că mi-a fost dor de tine și pot să trag o concluzie. E clar că tu îți dorești și o fată. Mi-am dat seama când am văzut câte femei urmărești pe Instagram. Și pe mine nu. Am auzit că na, partidele tale de sex sunt scurte, încât Gabriela te-a trecut în telefon Dani Raliu. Viteza în coastă, mă! Raliu e unul din cele mai lungi motosporturi. Viteza în coastă, mă! Trebuia să mă uit pe ele. Dani a fost să filmeze un proiect și am auzit că l-a filmat pe gratis. Singura lui condiție a fost să înceapă filmările de la 9, să poată dormi și el mai mult. Și au mai fost oameni fericiți atunci cât, atât timp cât tu ai fost plecat. Mm. În special operatorii care n-au mai stat cocoșați la prin planuri. Și stai liniștit, Dani, că n-a scăzut audiența cât timp tu ai fost plecat. Bine, suntem și singura televiziune care transmite ceva la ora asta. Și acum, în încheiere, pot să spun că niciunul dintre noi, eu, Bucălaie sau Florin, nu a vrut să-ți ia locul, pentru că nu despre asta e vorba. Ești un tip de neînlocuit, ești un super profesionist, vorbind foarte serios acum, iar chimia pe care o ai tu împreună cu Răzvan este o chimie la care cred că toate cuplurile de prezentatori râvnesc. Și îmi doresc să fiți fericiți până când banii vă vor despărți. Vă mulțumim tare. Da, luați. Mai să te invit lângă mine. Hai. Luați un loc să mergem mai sportiv, așa cum se discută la alte producții. N-am mai scris de mână de foarte mult. Bravo, bravo, bravo. Dar faptul că ați scris, deci asta pe mine mă sperie. Eu n-am mai văzut de 10 ani așa. S-au schimbat lucruri, Dani. S-au schimbat lucruri. Unii oameni chiar trebuie. Deci ați și pregătit o emisiune, ceea ce știm cu toții. Când ești tu aici, nu. Dar asta este. Ok. Miki, ajută-mă cu ceva să simt râvna. Vivaldi, ce vrei? Pe un picior de plai, pe o gură de șalalai, de când ai plecat, multe n-am schimbat. Doar lumea avidă, mițovor gravidă pe Ramonskaya. Hai să zic ceva. Băiețelul la era Dubucălaie, a muncit un pic și a căzut rănit. La fotbal un unchi l-a julit în genunchi și apoi ca babeta și-a pierdut poșeta. Cu cuza vorbiră și se sfătuiră ca să mi-ți-l sparie chiar pe Radu Darie, care tarte multe, multe și cam scumpe. Aș, ce tântălău, am citit iar prețul din meniul tău. Bun, ca să mi-ți-l sparie chiar pe Radu Darie. Dă-te un pic în coasă, zic de ristoa. Cu Gabi Saulea a vorbit taiurea și a dat-o la așteptă pe la homes.ro. Pariu pe 100 că mergem la nunt. Arătăm niște imagini. Cuza l-a sfințit, s-a cam încrețit și a rămas sărac ca alimentat. La primul privit vezi cazul gravit și-a ieșit halal de zici că-i spital. S-a îmbrăcat frumos, mai mult de pe jos. S-a apucat subit seara de gătit.
Și acum, bag seama, îi dor ca de mama de un steak la nusret și un pat cu suflet. Badea Nicolae este tralalai. Mereu permanent, el fură curent. Cu neamul și un Pegas direct în Las Vegas. La patru apași, ofert piciocaș. Și ajunge în țară, fix la primăvară. Nu așa zic. Riza-i băia bun, Vlăduț sănătos tun, reporteri în formă, săriți mult din normă, Elena tot o doamnă, Mistrețul mai fentează o toamnă. Cu Bia să tot vorbești, Michi, vezi să nu-l trezești. Adina ca Prometeu și-a dat foc la decolteu. Noroc că la o adică i-a stins focul aurică. Până se pornește lerul, uite ce-a îmbătrânit puberul. Toate-s vechi și nouă-s toate. De te întreabă și socoate. Și acum că ai venit, să știi că mi-ai cam lipsit. Că în atâția ani frăție, încă din copilărie, nici nu stăm îndepărtați, nici nu furăm supărați. Că la noi nu contează bani. Unul e... Răzvan și Dani. Răzvan și Dani. E o muscă de la ProTV, s-a mutat aici și ne tot intră în ochi. Dar nici de muscă asta n-a mai vorbit nimeni de o lună. Ți-am făcut o surpriză, acum să vedem cum o duci mai departe, pentru că 30 de zile ai stat depărtat de animăluțe și ți-am găsit prietenii tăi blănoși pe care o să te rog să-i... Iar eu muncesc? S-a dus momentul de tandrețe, s-a dus momentul lăcrămos. Du-te și muncește nițel. La foarte drăguțe pisicile mi-au dat și mie lacrimile. Da, da. Deci mă uitam la ele, zic, Doamne, de-aș avea și eu așa pisici. Stau ele acolo, l-am mângâiat. A jucat-o bine, nu? Că n-am avut nicio emoție pe care. Da, păi și noi acum jucăm. Poți să scoți apa din buzunar acum? Gata, mă duc și eu la pisici, lăsați-mă.